Eu când aveam o conversație cu Andrata, hop, se băga și aia și începea să jinească. Bine, păi... eu nu pot să am o conversație cu ea, că ea știe doar să zică taci și ieși. Atât. Altceva nu știe să rostească. Nu, aia are un, un potențial de două cuvinte pe zi. Ea mai mult de două cuvinte pe zi, ea nu zice. Am văzut. Ăla este maximul ei. Știi? Am văzut asta. Când zice trei cuvinte, deja îi e rău. Nu se mai simte bine, are ceva, știi? Are crampi la stomac sau ceva când zice trei cuvinte. Dacă atât poate, fiecare după cum poate. Îți vine să râzi, dar nu vrei. Poftim? Îți vine să râzi. Nu vine să râd, a fost așa un zâmbet ironic. Păi nu, că n-a fost deloc, o glumă, a fost un adevăr. Da, chiar e. Cam ăsta e targetul ei. Păi, dar eu ce am spus adineauri? În primul rând, eu nu m-am băgat în discuție cu fata aceea, ea s-a băgat de fiecare dată. O săptămână, 7 ori 2, 14, deci targetul e de 14 cuvinte pe săptămână. Ăla păi, nu fi chiar atât de rău. Nu păi, fi chiar atât de rău. Păi, cum să nu fiu atât de rău? Tu ai văzut cum vorbește ea despre mine? Văzut. Da? De fapt, nu prea am văzut, că nu prea vorbește. A, bun, bravo, scoate bravo. Doar câteva cuvinte. Dar, de fapt, nu vorbește, plusează. Mi s-a zis, ea este vocea poporului, da. Înțelegi? Când da. Cineva vorbește, este vocea poporului. Nu mai știu cine mai este dintre ei de aici, din casă la băieți, ieri sau alaltări, că domne, că eu mă caut să vorbesc cu ea. Eu n-am căutat nici măcar o secundă să vorbesc cu ea. În momentul în care vorbesc cu orice fată din casa fetelor, ea intervine. Și așa, fără rost, știi? Exact. Și zice doar un cuvânt. Prost, bineînțeles, că ceva de ești, bine... Taci. Ceva. Ceva de bine taci, nu poate să... Da, n-auzi, taci! Da, bravo! Ceva de bine nu poate să vadă, vede numai rău. Și pentru că nu poate să aibă propria părere. Clar. Aici toți sunt o turmă, se iau unul ce? După celălalt. Aici toți sunt o turmă, se iau unul după celălalt. Da, nu știu, probabil și eu am fost influențat la început. Dar uite că tu ai intrat și din start n-ai fost influențat de absolut nimeni. Nu, pentru tu, că le-a spus Alexandra, clar, eu nu vreau Adriana, să mă ascund. Văd că și băiatul ăsta și Rareș. Andrada s-a luat de mine mai rău în momentul în care eu am dat pe față în gala atunci. Pentru că ea a venit la mine și mi-a zis că vrea să facă materiale cu mine. Ce a făcut? A venit la mine, am spus asta și în gala. Tu n-ai auzit niciodată asta până acum? Înainte de gală, ea mi-a zis că o să-mi spună că sunt false și că face asta doar pentru materiale. Că, nu, că ea nu are nicio problemă cu mine și să nu le spună Alexandrei și Adrianei că eu trebuie să fiu mai mult cu ele, nu cu ele, știi? Și... eu am tăcut, nu am zis absolut nimic și în cală am dat toate cărțile pe față. Pentru că nu vreau să mă ascund așa aici, e simplu. Da. Mamă, dar mie mi s-a părut foarte penibil, frate. Dar nu ai văzut când ce s-a atacat, cum a ieșit atunci? Mi s-a predicat de tine, mi s-a părut foarte penibilă treaba, e jur. Adică, suntem zic, la grădiniță să ne prefacem cu... Hai să zic că o faci prima oară, încerci și nu-ți iese. Dar a doua oară nu mai faci, frate, că te faci de râs. Exact. Deci nu mai face a doua oară niciun păi, măcar de se prefăcea mai bine. Nici măcar nu mi-a atins piciorul a doua oară. Eu am văzut. Prima oară m-am gândit, înțeleg, poate chiar te-ai împiedicat, cine știe. Se poate întâmpla. Nu, prima oară a călcat strâmb. Dar a călcat, ea deja pășise peste tine și a pus piciorul prost pe pământ, știi? Și a călcat strâmb. Și a doua oară a fost nici o... nu mi-a atins piciorul, a făcut intenționat, exact. Da, tu ți-ai retras deja picioarele, ai că le-ai lăsat nemișcate, ea a pășit și după ți l-ai retras, exact. Că te-ai speriat. Exact, m-a speriat. Te aperi, știi? Nu știu, e... sunt prea multe chestii. Toți ăștia noi... dar nu ăștia noi care sunt tăcuți. Fii atentă. Ăștia care sunt tăcuți, gen cum e băiatul ăsta nou, Dani sau Rareș, care sunt mai tăcuți așa la locul lor, care nu deranjează pe nimeni, n-au nimic cu ei. Ăștia care sunt veniți tot așa mai noi și vor să dea cărțile pe față și au lucruri de spus, sunt atacați. Eu, și Dani mi s-a părut Alexandra, tu, înțelegi, care nu suntem cu ei. Dar ce înseamnă că nu suntem cu ei? Nu împărtășim aceleași idei, gânduri exact. Cu ei, nu vrem uite, să... Uite, eu pe Alexandra apreciez că este o femeie directă. Bine, în anumite faze exagerează și ea, adică are unele reacții, ar trebui să nu mai fie chiar atât de vulcanică. Dar o apreciez, este o femeie asumată, directă, îmi place asta la ea. Uite, ți-a demonstrat că a avut discernământ, că el putea să îi dea cu vaza în cap. Și da. N-a făcut treaba asta. Deci dar a avut discernământ. Dar totuși nu trebuia să aibă chiar ieșirea aceea. Dar o înțeleg că a ajuns la limită. Pentru că a ajuns într-un punct în care chiar nu te mai poți controla. Dar luni și marți te-am văzut foarte pentru absentă. Că,
încerc să evit. De multe ori vreau să-mi spun părerea, dar mă retrag, pentru că știu că o să pornesc chiar un alt. Și erai și schimbată la față. Nu mai știu dacă te-am întrebat, cred că te-am întrebat la un moment dat. Păi erai foarte schimbată la față, așa. Da, mie și puțin rău în ultima perioadă. Nu mă simt foarte bine. Îți dai seama, sunt oboseală, toate lucrurile astea se strâng. Nu e neapărat de oboseală, e vorba că m-am consumat mult săptămâna trecută. Ai mei știu. Da, dar despre mine ce zici? Că eu sunt dinaintea ta aici. Și lucrurile pe care le faci tu odată la 3 zile, eu le fac zilnic. Înțelegi? Pe tine te mai iartă, dar pe mine nu mă iartă. Nu-i băga în seama. Mă, dacă vrei, nu știu, nu mai sta. Nu mai sta, dar și eu primesc foarte multe. Și crezi că eu n-aș putea să cedez? Aș putea să cedez foarte ușor, dar nu vreau treaba asta, pentru că am ce să le demonstrez lor. Și eu... Să știa singur cărțile pe față. Logic. O să se mănânce între ei. Logic. O să vezi asta. Logic. Fix cu Alexandra vorbeam acum câteva zile despre asta. Și uite, spre exemplu, băieții buni sunt înlăturați. Cel mai bun exemplu, Sebastian. Seba, da? A fost înlăturat. Pentru că aici se apreciază blasfemia, golăneala asta de 2 lei. Seba mi-a și greșit. Aici nu... Eh, lasă treaba asta. Mă refer strict la el, cum e ca și om. Este un băiat educat, dar mi-a și greșit. Eh... Pentru suntem oameni, mai greșim, Andreea. Pentru că altfel nu vreau să fac o relație cu el dacă nu plăcea caracterul lui, asta e clar. Andreea, suntem oameni și tu greșești. Și nu știu dacă va mai intra o persoană un caracter de genul aici. Genul... Să sperăm că da. Genul cui? Genul lui Seba. Păi uite, eu sunt unul dintre ei. Nu că zic eu, nu știu, poate tu vezi altfel lucrurile, dar... Și tu ești ok, nu am zis. Ți se pare că... Stau de vorbă cu tine acum, altfel nu stăteam de vorbă cu tine. Ți se pare că... Joc rolul de victimă? Nu, în niciun caz. Clar nu. Eu în primul rând te-am văzut... Că le dai peste nas, adică ai răspunsuri inteligente. Îți le răspunzi ok. Dar spune-mă că vreau să ascult și eu. Băi, de ce? Că vreau să vorbesc între patru cu el. Păi o să zic și ție imediat. Ai vrut să spui ceva, Mădălinei? Da, o să zic și ție imediat. O să ia, frate, hei. De ce să zici în două părți când poți să zici o singură? Vreau să vorbesc ceva cu el ca să lămuresc situația. Și dacă e așa cum cred eu, o să o zic. Ia fii atent, spune înainte să fie cum cai. Zi, Marinescu, și îi spui după e aia. E referitor la intrarea lui Rareș în casă și o atitudine pe care a avut-o Mădălina cu el, care nu mi s-a părut ok. Ok? A, să vorbească și după aia când... Vezi cum o ataci. Cum? Vezi cum o ataci. Nu o atac. Eu nu o atac, dar vezi cum o ataci, nu am zis nimic altceva, vezi cum o ataci. Ok, eu am zis că doar vezi cum o ataci, nu am zis nimic altceva. Prin ceea ce vrei să exprimi acum. Tu, în momentul în care ai intrat în casă, da? Așa. După câte mi-amintesc eu bine, după câte țin eu bine minte, tu când ai venit în casă, te-ai dus setat... Domnule, dă-și mie perna. Hai, las-o pe pernă. Zi. Tu te-ai dus setat pe Mădălina. Așa. Adică pentru tine n-a mai existat... Deci să-mi răspunzi cu da sau nu. Da. Te-ai dus setat pe Mădălina. Da. Adică pentru tine nu a mai existat o altă fată. Da. Da? Da. Ok. A fost doar Mădălina. Așa. Bun. Ai venit cu flori. Așa. La ea, da. Da. Bun. Te-ai comportat frumos cu ea și ai fost foarte clar în băi, când ai zis că vrei pe ea. Nu vreau să vorbesc cu ea pe lasă-mă să termin. Bun. Ia ce a făcut? Ascultă, nu vreau să vorbesc cu ea pe conexiune, pentru că nu mă pot cunoaște pe ea cu ea prin conexiune. Bun. Pe conexiune. Deci tu din punctul meu de vedere, intervine George, intervine Roberto, intervin toți. M-ai înțeles? Da. Tu din punctul meu de vedere ai avut o abordare mai mult decât corectă, frate. Atitudinea ei, spune-mi, atitudinea ei a fost, nu a strâmbat din nas? Păi a strâmbat, da. Ok, asta vreau să mă lămuresc. Deci asta am vrut să aud de la tine. Mai departe spune tu, de ce a strâmbat din nas? Și ce altceva am mai făcut? Ce altceva am mai... Da, pentru că tu ai te-ai purtat ca un domn, ca un bărbat adevărat. Cum zice majoritatea băieților. Că du-te, n-ai arătat nimic, n-ai făcut nimic. Eu nu sunt genul ăla de om care să mă duc să sarp. Da, e urât spus, să sarp pe o femeie. Să mă duc să o pup, să mă duc să o mărășesc. Nu mă răspund la întrebare. Ascultă-mă. Nu e vorba de ce zic băiți, e vorba de ceea ce vreau să mă lămurești pe mine. Deci eu ți-am spus lucrurile pe care eu l-am văzut, mi-ai dat dreptate și spune mai departe. În afară să își dea să facă o dată. Ce-a mai făcut? Iar, adică... Nu, dar a strâmbat din nas, nu contează, a strâmbat din nas.
Ce a mai făcut altceva? Ei, nu știu, eu probabil cred că ea... Așteaptă probabil totuși ceva de la George. Cred. Mai mult sau mai puțin? Nu știu. Și... Bă, frate, ce zice că nu te... Că n-ai vorbit, că... Păi, cum poți să vorbești cu o femeie? Bun, îi oferi un buchet de trandafire, de... te îndrezi prea, vorbești că... Dar ea nu ți-o oferă nimic ție, nu ți arată absolut nimic. Vedeți mai lent. Da. Dă-te mai lent. Da, el se îndreaptă mai lent. Care problemă? Nu genul domn care să mă duc să sar pe ea, să o pup, să o îmbrățișez, să... Să o giugulez toate. Nu! Ai spus, nu e problema ta cum se îndreaptă spre Mădălina, așa că... Nici problema ta, nu-i cum mă întreb eu. Nu e cum te îndrepti. Da, mă, da, are de toate, nu e problema. Care are genul lui, nu? Nu e problema. Sau... Fiecare face pe... Corect. Modul lui. Corect. Îndreptați-vă, mai pe mod îndreptați-vă fraților, cum vreți. Ce să vă zic? Îndreptați-vă cum vreți voi. Pe mine nu mă vrea Mădălina, frate. Fiecare are câte un defect. Eu n-am ideea este că tu te-ai declarat solemn pentru Mădălina și nu ai bine, făcut absolut ideea este că tu nu trebuie să-l asculti pe George și nici pe mine, te ascult pe tine și faci ceea ce vrei tu. Ideea e că trebuie să-l asculti pe George. Nu l-a ascultat pe George pentru că, uite, George a mai intervenit și între relația dintre Andreea și Seba și ce să vezi? Da, da. I-a destrămat. Șoc și groază. Fă ce simți, Rareș. Crezi tu? Uite, acum zâmbește când am zis-o de subiectul ăsta, e foarte bucuros. Sunt foarte bucuros că am destrămat doi falși. Sunt doi falși? Băi... Înainte să ne demascați voi pe noi, i-am demascat eu pe ei. Nu noi o să vă demascăm, voi o să vă demascați între voi. Dar care e voi? Dar nu e ca și de ce noi... vorbești? De ce vorbești? Asta urma să zic. De ce vorbești voi? Asta urma să zic. De ce vorbești voi? Aveți o coaliție? De ce vorbești voi? Niciun caz. Ai spus acum 2-3 zile. Eu și cu tine. Da. Eu și cu tine Xulescu, nu vreau să-i pronunț numele, o să vă demascăm. N-avem nicio coaliție. Asta înseamnă coaliție. Ascultă-mă și după, dacă vrei să purtăm un dialog, mă ascult, după răspund și nu mai vreau să-mi spui că nu avem nicio coaliție, nu suntem o brigadă. Doar dar suntem niște persoane vrea, care gândim la fel. Marinescu, le-am înțeles, nu mai vreau să port un dialog cu tine. E ok? Ok. Te-am lămurit? Suntem niște persoane care gândim la fel. Ok. Dar nu avem o coaliție. Ok, am înțeles.